Mai multe programe de finanțare sunt accesibile pentru județul Mehedinți, de la programele Rabla Classic și Rabla Plus până la programul pentru eficiența energetică în clădirile publice. Toate acestea au fost discutate în cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural Mehedinți. În cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural, condusă de prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost discutată tema programelor de finanțare destinate autorităților publice, finanțate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin administrația Fondului de Mediu, temă prezentată de Agenția pentru Protecția Mediului, prin reprezentantul său, directorul Vișan Viorel. Administrația Fondului pentru Mediu susține finanțarea pentru 26 de categorii de proiecte și programe naționale în vederea dezvoltării durabile a României. Administrația Fondului pentru Mediu se adresează unei categorii largi de beneficiari: operatori economici, ONG-uri, unități administrativ-teritoriale, unități și instituții de învățământ, composesorate și ocoale silvice, unități de cult, instituții publice, asociații de dezvoltare intercomunitară, institute de cercetare de dezvoltare, asociații de proprietari, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, care prin implementarea și derularea de programe contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și în același timp conștientizează publicul asupra problemelor de mediu. Pentru anul 2022, în bugetul de venituri și cheltuieli al administrației Fondului pentru Mediu, au fost cuprinse anumite sume pentru mai multe programe destinate autorităților publice. Rabla Classic. Bugetul total al programului de stimulare a înnoirii parcului auto național, Rabla Classic 2020-2024, a fost suplimentat în anul 2022 cu 560 de milioane de lei pentru înscrierile persoanelor fizice și juridice. Prima decasare este de 6.000 de lei, respectiv 9.000 de lei în cazul predării a două autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri de la 1.500 până la 3.000 de lei în funcție de dotarea și motorizarea autovehiculului. Pentru achiziționarea de motociclete noi, în schimbul predării spre casarea unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 de lei, la care se pot adăuga ecobonusuri de 1.500 de lei. Programul Rabla Plus. Bugetul total al programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, pe perioada 2020-2024, a fost suplimentat în anul 2022 cu 680 de milioane de lei pentru înscrierile persoanelor fizice și juridice. Cuantumul finanțării este de la 51.000 de lei la 54.000 de lei, la care se poate adăuga un ecobonus de 1.500 de lei. De asemenea, ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 de lei, la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 de lei pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. De asemenea, a fost discutat și subiectul mașinilor electrice. Infrastructura verde este programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități din țară. Are un buget de 1 miliard de lei care este distribuit astfel. 500 de milioane de lei pentru aprobarea dosarelor și încheierea contractelor de finanțare în urma sesiunii lansate în anul 2021. 500 de milioane de lei pentru relansarea programului în anul 2022. Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice plug-in în localități prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală. Scopul programului reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin stimularea utilizării vehiculelor electrice și vizează dezvoltarea transportului ecologic prin instalarea de stații de încărcare cu putere normală, având alocată suma de 500 de milioane de lei. Banii se alocă și pentru clădirile publice, unde se dorește montarea unui sistem fotovoltaic, ce poate să aducă o economie de energie de până la 90% din consumul mediu anual. Eficiența energetică în clădiri publice. Programul prevede creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, al cărui scop reprezintă creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea calității mediu prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie
pentru care s-a alocat un buget de 1.400 de milioane de lei. Un alt program este cel de dezvoltare a infrastructurii velo în România, finanțare piste de biciclete cu 500 de milioane de lei pentru lansarea unei sesiuni de finanțare în anul 2022.